Dragilor, bine v-am regăsit astăzi alături de noi Gabriel Soga Căciulă, maestru în ceremonia ceaiului în tradiția japoneză Urasenke și vom vorbi, aș spune eu, de fapt vom încerca o poveste. Pentru că chiar vorbeam înainte de acest material video cu Gabriel, care mi este foarte drag prieten, cum ajungem noi prin, să zicem, această carte, Bushido, Codul Samurailor, de Inazo Nitobe, să ajungem la inimile celor care sunt pasionați de cultura și de valorile Japoniei, de ceea ce înseamnă un samurai, ceea ce înseamnă Bushido până la urmă, pentru că, iată, cinematografia a fost destul de bogată. Mi-aduc aminte de filmul lui Akira Kurosawa, dacă nu mă înșel, din 1954, cred că a fost primul sau printre primele filme despre samurai, Cei șapte samurai. Apoi, mai aproape, avem Cei 47 Ronin, al lui Keanu Reeves. De asemenea, mai avem, dacă nu mă înșel, din 2003, filmul cu Tom Cruise în rolul principal, The Last Samurai, Ultimul Samurai, exact. Și aș mai adăuga eu un documentar pe care l-am văzut recent, Epoca Samurailor despre Japonia, care pe mine recunosc că m-a impresionat foarte mult în ceea ce privește aceste valori. Deși era foarte mult război acolo, pentru că vorbim totuși de o Japonie feudală și cumva fărâmițată și cu foarte, foarte multe intrigi, dar vorbim despre valori pe care le regăsim în codul samuraiului, în Bushido, și anume corectitudinea, datoria, curajul, dârzenia, bunăvoința, politețea, onoarea, devotamentul față de familie și față de superior. Și când vorbesc despre devotament, aici includ foarte mult partea aceasta de loialitate aproape până la moarte. Așadar, Gabriel Căciulă, cum traducem, să spunem, pentru omul contemporan, pentru omul modern, ce înseamnă codul samuraiului? Ce înseamnă Bushido? Bună ziua, mulțumesc foarte mult că m-ai invitat la introducerea acestei cărți pe care am citit-o și la sfârșit am recitit-o încă o dată, pentru că nu știam cum să formulez felul în care o să discutăm despre această carte. Și am început așa, este scrisă în primul rând de un japonez într-o perioadă de timp în critică pentru Japonia, când Japonia se deschidea înspre vest a doua oară, sau când partea modernă ajungeau acolo. Okakura Kakutsu, Inazo Nitobe sunt japonezi care au ajuns prin Inazo Nitobe, un doctor în agricultură, un erudit, un profesor, un educator, pleacă în vest, se îndrăgostește de vest, dar e japonez și își iubește Japonia. Devine credincios în religia creștină. Creștină, da. E serios, ca orice japonez, și vrea să aducă, să povestească vestului într-un limbaj de snoave ce se întâmplă cu această coloană vertebrală a Japoniei, care este conceptul de luptător cu caracteristici nobile, conceptul de ființă umană care transformă lupta între o întâlnire între el însuși cu analiza. Samuraiul se autoanalizează și este cel mai crud și cel mai neiertător judecător al comportamentului lui. Și deci Nitobe vine și introduce, așa cum a făcut Okakura Kakutsu cu ceremonia ceaiului, introduce într-o poveste frumoasă conceptul de samurai și de Bushido, calea războinicului. Vestul imediat a căzut pe spate pentru că descoperea lucruri cu care nu era foarte familiar sau le auzea, dar nu înțelegea. Nu erau
pe linia filozofică rațională a vestului. Se întâmpla ceva undeva departe, interesant. Și el vine și le introduce. Și totul merge foarte bine, vestul vrea Japonia până în 1931, când Japonia invadează Manciuria. Și invadarea și toată povestea cu Manciuria nu a fost, cum spun eu, nu s-a deschis o pagină frumoasă despre Japonia, ci o contrar, vestul a început să fie suspicios și calea samurailor, Bushido, care părea extraordinar de romantică și de adevărat și de omul împins la maxim, la căutarea maximilor resurse și ale caracterului, deja deodată începe să fie privit ca militarism și ca naționalism. Deci vedem Bushido ca un cod care poate să fie extraordinar de provocator pentru e o sfidă pentru comportamentul uman, minunat ca poveste și în același timp apare și ca fundamentul unui comportament pe care folosindu-l națiunile devin militariste, naționaliste și așa mai departe. Luptătorul. Deci sunt cineva care vrea să studie serios, Bushido trebuie să înțeleagă că nu e numai povestea. Dar noi începem cu începutul și începutul este să ne uităm la Bushido ca o poveste frumoasă și sunt mii de lucruri de învățat ca poveste frumoasă. Nu ușor de înțeles și eu mi-am făcut și eu niște mici notițe și vreau să încep doar cu un motto dintr-o carte. Nu căuta adevărul în afară, își spuneau japonezii, fie că erau călugări zen, fie că erau samurai, fie că erau cerșetori mergând pe stradă, nu căuta adevărul în afară. Au început ei să înțeleagă. Adevărul este totdeauna înăuntrul tău. După care un comic a venit și a spus, de aceea este întotdeauna greșit. Pa-pam, ce ne facem? Rămânem serioși sau descoperim de fapt adevărul? Descoperim că într-adevăr adevărul nu este în afară, pentru că noi și samurai, noi acum suntem samurai, noi și samurai ne dăm seama că ceea ce vedem nu este ceea ce este, ci este ceea ce interpretăm. Și ne dăm seama, adevărul nu e acolo. Și în lupta noastră cu noi înșine, numai noi avem curajul să ne întrebăm, e adevărat ce spui sau te faci? Ce interese ai? Ești sincer cu tine însuși sau nu ești? Loial? Cât de loial? Totul are un preț. Care e prețul la care loialitatea ta va deveni subservient, cum se cheamă? Rămânește, cum se cheamă? Subservient. Va deveni servitorul politeții și le spune politeția e mai importantă ca loialitatea. Ceea ce se poate demonstra că e adevărat. Deci, în toată această poveste își dă seama că adevărul trebuie căutat interior. Dar în interior suntem noi care, dacă pun întrebarea, care noi? Cine e noi? Cine se uită la noi înăuntru? Tot noi ne uităm. Dacă tot noi ne uităm la noi înăuntru, cu siguranță că vom face să ne fie bine. Deci nu putem să ne uităm înăuntru pentru că vom inventa un adevăr care nu e cel din afară, da? Pentru că nu putem să-l vedem pe ăla, pentru că suntem noi. Dar uite-ne înăuntru, se întâmplă același lucru, și mai rău. Suntem noi. Deci în problema cu sine, ego, cine judecă, cine, își dau seama că nu există scăpare. Dacă adevărul se află în noi, cu siguranță că va fi totdeauna greșit, nu cel adevărat, și mai mult, dacă suntem 8 bilioane de oameni, vom avea 8 bilioane de adevăruri sincere, că suntem sinceri, credem în chestia asta, dar diferite. E, toate problemele astea, într-o formă romantică de snoave, erau în fața samuraiilor.
Cine sunt samurai? Spune-mi dacă deviez prea mult, pentru că vreau să stau concentrat, dar îmi merge în cap povestea. Sunt povestea, da, povestea. Înțelegi, ca Harapalp, sunt pe cal. Exact. Dacă nu stau pe cal, te ascult cu atenție. Japonia, 20.000 de ani de existență, de când au apărut oamenii venind din arhipelagul, au trecut râu, au învățat să nuade, au ajuns în Japonia, s-a format o populație mixtă în Japonia, în timp de 20.000 de ani. Și au trecut 19.000 de ani până au învățat să meargă ca lumea, să se între ei, să triburi, unități. De-abia în ultimii 2.000 de ani au început lucrurile să se miște. Și când au început să se miște, a apărut imediat, nu imediat, dar a apărut partea feudală a istoriei unui loc. Și în partea feudală, lucrurile în Japonia s-au întâmplat la fel ca în vest, doar că sigur, cu alte nuanțe și alte priviri. A apărut un fel de religie, care un animism, care se cheamă Shinto. Shintoismul. Shintoismul, un creion, da, există un zeu care e zeul creionului. Mouse-ul, că toți erau cu mouse. Încă un zeu. Deci trebuie să fii pur față de zei ca să te speli. Deci purificare, shintoismul, vine budismul, vine confucianismul, toate adunate împreună, încep să se miște și să se formeze conceptul de identificare al japonezului. Și apar clanurile, Fujiwara, alte clanuri care Taira, deci bătălii între clanuri. Și în timpul bătăliilor între clanuri apar toate formele de noblețe și perversitate socială care existau în feudalismul european, apar și la ei. Și Fujiwara la un moment dat urcă tare sus și încă nu apăruseră emperor, împărații. Încetul cu încetul apar împărații și încetul cu încetul apar lângă împărați șogunul. Deci structurile astea se formează încetul cu încetul. Și apar tot ce spuneau... primeau cadouri, adică își formau bogățiile. Oamenii începeau să-și formeze bogățiile, să se pare, și apare un concept, se cheamă Shoen. Shoen este satul sau adunătura de sate. Comunitatea. Deci, grupări, mici comunități, în care nobili, daimyo, care sunt curtea sau nobilii, aristocrații, încetul cu încetul, practic erau proprietarii acestor domenii, numite shōen. Și deci apar cuvinte ca daimyo, shōen, shogun și toate acelea. Mă rog, aceste shōen erau valori, agricultură, meșteșugărie, tot ce era acolo, dar aristocratul care le, proprietarul lor, trăia la curte. Ce se întâmplă? Cine are grijă de acest shōen? Să găsim pe cineva. Și dacă cauți, găsești. Pentru că și-au dat seama unii japonezi, de fapt erau cam ăștia, hoții, golanii, care se plictiseau. Și erau cam dat seama. Dar ăștia și-au dat seama, avem un job. Aristocratul e la curte, shōenul e aici cu toate bogățiile. Cine îl apără? Suntem aici. Deci, benzi de... Nu numai așa, adică nu luăm alb și negru. Oameni din Shōen, chiar ei, conducătorii Shōen, unii erau mai luptători, încetul cu încetul s-a format o comunitate în sensul de o pătură de oameni care au spus, noi suntem mercenari, nu o să spun că suntem mercenari, dar asta facem. Ne dezvoltăm tehnicile militare și suntem folosiți angajați când e nevoie ca un aristocrat să-și apere shōen. Când un aristocrat vrea să intre într-un conflict cu un alt aristocrat, unde se duc? Amândoi se duc la mercenari. Cum era în Europa medievală, armatele de lefegii.
De acolo și de cuvântul de leafă. Ții leafa, da, lunar, exact, de lefegii, lefegii, mercenari. Da. Miliția pregătită, ăștia, Wagner. Deci, exact asta s-a întâmplat. S-a format o pătură de oameni care erau bătăuși, luptători, dar nu dar cu spirit japonez, serios, adică nu era pe glumă. Dacă suntem bătăuși, să fim bătăuși. Și oamenii ăștia au început să își investigheze personalitatea și să se uite, să spună, mai ce facem? Tehnică, 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 dar e doar tehnică aici? Care e rolul nostru moral? Care este rolul nostru în societate, în lume? Avem tone de întrebări și uite, ce ne facem cu curajul, dârzenia, răbdarea, bunăvoința, datoria, politeța, autenticitatea, sinceritatea, onoarea, devotamentul, toate aceste valori. Valori? Și tipii au zis, una la mână. Omul, nu spuneau ei, tot vestul a făcut clasificarea până la urmă. Omul poate să tai așa ca pe măr în două. O parte din el, simbolic, este rațional. Asta place la cei din vest. Rațiune, filozofia. O altă parte din el emoțională. Emoțională. Și astea, culmea, astea se amestecă între ele, de nu mai știu care e care. Dar partea emoțională. Noi avem mai mari probleme, au spus samurai, cu partea emoțională. Pentru că partea rațională nu prea ne interesează. Ce rațiune? Noi suntem mercenari, trebuie să-i omorâm pe ăia și gata. Dar partea emoțională le punea probleme. Și toată istoria formării, deci au început să se numească și samurai, dar încă Bushido nu există. De fapt, Bushido, revine acum, Bushido nu există. Nu există manuale, coduri scrise. Este o adunătură de norme, unele scrise, altele nu. S-a format un cod nescris despre Bushido, care se modifica tot timpul. Și deci ne uităm acum, deja suntem în anul 1100, într-o 1600, în 1100 deja se formaseră, 200, se formaseră șoeni, se formaseră conceptele, luptătorii învățau tehnici, se dezvoltau armele, deci partea de dezvoltat de luptă era acolo și funcționa. Însă se punea problema, ce ne facem pentru că trebuie să fim nepărtinitori. Trebuie să fim ca un luptător, să fie un luptător. Luptătorul trebuie să fie sfânt în puritatea lui. Adică numai un om pur, shintoismul, pur, poate să fie un luptător adevărat. Ce înseamnă un om pur? Cum rezolvăm problema asta, să zicem, despre corectitudine, despre datorie? Nu toți gândeau la fel, pentru că erau unii care erau doar bătăuși, alții care înclinau spre filozofie, alții care aveau bani ca samurai, alții care erau ronin. Dar și-au dat seama, în istorie așa evoluează, și-au dat tot seama de un singur lucru, și anume că există, la întrebarea care e sensul nostru în viață, ei nu prea erau cu Dumnezeu, adică japonezii. Sensul lor în viața nu era uită-te în afară, dă-mi un Dumnezeu și sunt fericit, cum e prietenul meu de care vorbeam. Ei se gândeau cum găsim sensul, care e sensul nostru. Și au venit cu o idee extraordinară. Loialitatea. Au spus, sensul nostru nu noi trebuie să-l rezolvăm. Noi avem un rol. Noi suntem samurai, dar să numim așa, doar ca să nu spun cuvântul samurai și să dau mai. Noi suntem bătăuși. Asta o vom face foarte bine. Dar de ce ne bătem? Nu știm foarte bine de ce. Dar dacă avem pentru cine să ne bătem, deci dacă suntem loiali unui om, unei cauze, am rezolvat toate lucrurile. Rolul nostru pe pământ este să fim loial se spune, sau cum se cheamă? Loial.
Loial sau fidel, sunt sinonime. Fidel. Trebuie să fim fideli unei cauze, unui om, unui daimyo, unui nobil, unui împărat, unui templu. Deci, când erau angajați, deveneau loiali, poate pentru bătălia aia, după care bătălia următoare schimbau loialitatea. Dar în momentul în care erau loiali, în sensul în care viața lor încetea să fie o problemă, pentru că viața și moartea e problema fundamentală, oricum am întoarce lucrurile. Pentru ei lucrurile astea se rezolvau pentru că știau de ce mor. Să trăiești sau să mor nu mai era o problemă pentru ei. Pentru ei era problema să fii loial. Și o împingeau, ca să nu se gândească la viață și la moarte, o împingeau la maximul acestor. Deci loialitatea este extraordinar fundamentală. Fundamentală. De unde poate și disprețul lor față de, cum scrie și Ignazio Nitobe în cartea Bushido, și disprețul lor față de viață. Și atitudinea, să spunem, cum spune autorul, atitudinea prietenoasă față de moarte, se împacă cu moartea și au acest dispreț față de viață. Mă duc la război și mai presus de a rămâne în viață este de fapt să lupt până la ultima picătură de sânge, până la ultima picătură de energie pentru cel în slujba căruia eu mi-am pus spada. Da, și nu. Pentru că apărut, de ce zic nu? De ce zic da și de ce zic nu? Așa este. Aveau o atitudine specială față de viață. Moartea nu o cunoșteau, dar puteau să continue, să vadă moartea ca continuarea vieții. Nu în sensul în care trăiești după, ci în sensul în care viața are în sfera ei un paragraf se cheamă moarte. Moartea e parte din viață. Și ca atare trebuie salutată ca fiecare secundă din viață. Și aici se explică de ce ei s-au întors spre Zen. Pentru că în principiu Zen, care am încercat noi de multe ori să-i dăm de capăt și am ajuns la concluzia că se va palatet. Zen are toate principiile complet opuse principiilor de Bushido. De ce? Pentru că Bushido vizează ego-ul, onoarea. Pentru Zen, onoarea și lucrurile, eu, cine e primul, cel mai tare, în care apare ego, nu există. Nu contează, da. Caută, că totul e, noi suntem molecule, parte dintr-un sistem de molecule care se numește Univers și noi suntem, a apărut acum așa, nu mai e. Emptiness e totul și nimic e același lucru, gândire de așa. Și ăștia veneau și fac, Zen ne trebuie Zen. De ce le trebuia Zen? Pentru că Zen le dădea abilitatea să concentreze, să devină calm, să transcendă toate problemele. De ce aveau nevoie să transcende toate problemele? Pentru că în clipa în care erau cu sabia în mână și era samuraiul 1 la dreapta și samuraiul 2 la stânga, ăștia erau amândoi pregătiți perfect. Știau să manipuleze toate armele din lume impecabil. Deci partea tehnică extraordinară. Era dusă la excelență. La excelență, dar nu era o problemă. Ziceam la excelență, erau excelenți. Excelenți la ceea ce făceau, pentru că dacă nu ești excelent. Dar ce te faci când ai o echipă de, o armată de excelenți bătându-se cu o armată de excelenți? Se bat până obosești și iau de la capăt, pentru că, cum ar veni, nu moare niciunul, pentru că toți sunt excelenți. Înțelegi? Ca și cum unul fuge la cronometru și vă 10 secunde. Și al doilea vine de 10 secunde. 10 secunde? Nici un pic? Nu, domnule, toți 10 secunde. Și toți fug la 10 secunde. Am încurcat. Cum omorâm pe cineva sau cum suntem omorâți? Și asta dai seți, te-a dat Suzuki, profesor și filozof de specialist în budism, ne spunea. În clipa în care mintea unui samurai începe să funcționeze, ăla este momentul în care începe numărătoarea inversă. Pentru că e mort.
Pentru că dacă gândești, gândești, te uiți la ăla din față și îi spui, văd că are o mișcare ușoară, înseamnă că îl doare spatele. Deci știu cum să-l atac pe partea asta și dacă nu, fac și încep să te gândești și în timp ce stai așa și te gândești, ăla zice, băi, Secunda următoare ești mort. De când așteptam momentul ăsta? Gândește Să gândești. În timpul ăla, nu. Eu ți-am luat gândul. E, să poți să nu gândești, asta învățau de la Zen, de la ceremonia ceaiului, nu să nu gândești, să-ți aduci mintea la o stare de liniște care lasă corpul să facă ceea ce a învățat corpul. Când devii pisică ca pisica. Corpul... cumva instinctual. Instinctual. Punctul zero, instinctual. Deci ești luptătorul cel mai bun. Singura diferență este că mintea intervine cu judecăți. Când a intervenit cu judecăți, tot organismul care e gata să facă ceva spune, o fac, nu o fac. Pierzi secunde, pierzi fracțiuni de secunde. Și fracțiunea de secunde este momentul în care dușmanul, dacă rămâne concentrat, deci samuraiul, arta, minunea samuraiului, devine această abilitate de a fi zen, de a fi capabil să transcenzi raționalismul și să fii un animal de luptă. Da? E când ești un animal de luptă, tu nu omori ca să faci rău, tu îți faci datoria. Artificial intelligence, robocaps. Îți faci datoria, asta fac. N-am nimic acolo din fața mea. Când suntem în pace și se prezintă imaginea samurai în pace, este un om benevolent, atent, pentru că e ascuțit la minte și mai departe, este un om de care societatea a nevoie, este un ajutător, un observator și unul care te ajută totdeauna să faci. Deci este un caracter extraordinar. Iar în momentul în care de lucru, asta este dilema. Că samuraii au devenit astfel de creaturi și tot din asta a fost motivul pentru care au dispărut, pentru că astfel de creaturi sunt eroi de basme. Poate înspre sfârșitul discuției se poate să existe Bushido acum, da, există la tine în casă, există, poate să existe, dar nu ca element de funcție. Astăzi există cum se cheamă? Mindfulness. Mindfulness, aia, pa, 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 minte. Dar Bushido e mai greu să existe. Ca poveste, da. Și o poveste splendidă. Dar povestea este doar introducerea, doar Moș Crăciun al unei povești care se deschide și care nu totdeauna este apetisantă. Pentru că este povestea realității dintre un japonez care a ales sau n-a ales, dar a ajuns samurai și dilemele pe care omul, samurai sau nesamurai, le întâlnește în viața lui scurtă și încearcă să găsească un sens. Bineînțeles că samurai trebuiau educați și trebuie să fie foarte clar că deci în jurul anului 1100 au început să formeze shōen și grupuri, s-a format conceptul de mercenari sau militari. Militarii au ajuns unii bogați, alții pe drumuri. Erau tot felul de oameni și oamenii imediat se întâlnesc ca la ceai. Când ești singur, totul merge bine. Mai adu unul și arta ceaiului și arta de a fi samurai este ca doi când se întâlnesc să fie o armonie totală. Practic, când se luptă doi samurai adevărați, este un moment de armonie. Unul moare, altul nu moare. Nu contează. Nu mai contează. Este un moment de armonie pentru că cei doi au înțeles, au simțit, trăiesc. Am văzut împreună cu tine că există un număr de calități. Și vrem, nu vrem, cartea a fost scrisă pentru a ne introduce la aceste calități, ale aceste trăsături ale samuraiului. Samuraiul e ceva special pentru că are, presupunem că are aceste trăsături de caracter, deci nu de, am zis, omul jumătate rațional, jumătate emoțional. Are aceste trăsături emoționale
care îl fac deosebit de un om care e neatent la ele și nu practică. N-a acumulat arta de a le înțelege și stăpâni. Ca să ajungi să le stăpânești, e calea. Trebuie să treci și să fii. Deci e dure, efortul și dilemele care apar să stai pe cale. Și ca să stai pe cale, unul din lucru este că trebuie să fii educat, că există educație. Ce fel de educație aveau samurai? Erau poieți, erau caligrafi, erau doar luptători, interesa muzica, interesa matematica, logica, filozofia, administrația. Cine era persoana care... Care erau trăsăturile învățăturii? Și vedem din nou că diversi oameni ajungeau, câteodată primeau titlul de la părinți, așa mai departe, erau samurai, dar nu neapărat întâlneau toate aceste calități. Deci samuraiul care e samurai prin titlu, prin domenii, prin bogăție, poartă cu sabia, dar nu e. Deci totul există. E, samuraii nu iubeau cartea. Nu iubeau rațiunea. Pentru că rațiunea era cea care le juca feste. Deci, dar iubeau, de exemplu, caligrafia. Iubeau ceremonia ceaiului. Iubeau arta. De ce? Pentru că în astfel de discipline se realiza acea transcendență între persoana care este actor, prezent, care se studiază pe el însuși, pierde timpul analizând, fac bine gestul ăsta, fac bine gestul ăsta, ce imagine crezi, sunt curajos sau nu sunt curajos. Astfel de gânduri nu trebuiau să existe în mintea samurailor. Și cred că în românește există profesor, curajul prostului sau curajul este apanajul prostului. Într-un fel este adevărat. Sunt primii care au curaj, aia care nu înțeleg despre ce e vorba și se duc. Din afară par că au curaj, dar e curaj prostesc. A te arunca cu capul înainte. A te arunca, exact, perfect, a te arunca cu capul înainte. Curajul, și am scris undeva să văd dacă găsesc, că am vrut să, curaj, dar este perfect, Confucius, amicul meu Confucius, care totdeauna când vrea să explice ceva, folosește dubla negație și zice, eu am căutat să extrag lucruri nu din carte, adică nu vreau să dau citate din carte, ci să dau idei care se învârte în acest domeniu. Confucius zice, să știi ceea ce e drept și să nu acționezi este lipsă de curaj. Deci, să nu știi ce se întâmplă, ce e drept și ce e bun, dar să te arunci cu capul înainte, e prostie, nu e curaj. Dar omul vede asta de foarte multe ori ca un curaj. Să știi că este drept să te duci și să mori pentru patrie și să nu o faci, e lașitate. Dar atunci se pune problema, și ce e drept? De unde până unde să mor pentru patrie, naționalism? De unde până să mor pentru patrie e corect? O fi corect pentru cineva, nu e corect pentru mine. Deci aici apar toate cuvintele frumoase. Merg în clipa în care sunt băgate pe un desen de copil mic, clasa a treia, culori frumoase, o rățușcă cu aripioare verzi și jocul cu buline. Asta merge. Dacă le iei la bani mărunți, asta am spus, e dificil să îngurgitezi Bushido când iei lucrurile la bani mărunți. Nu mai știi ce-i curajul. E ăsta. Dar ce înseamnă dreptatea, ce înseamnă lucru corect, toate astea sunt în aer. Și erau probleme pentru ei. Erau probleme. Deci nu învățătura nu prea erau buni. Dar practicau muzica, ceaiul, poezia. De ce? Pentru a balansa comportamentul rațional, devoțional, disciplinat. Trebuia să existe rațiune în activitatea lor, trebuia să existe disciplină. Trebuia, dar erau ca orice organism, are nevoie, copacul trebuie să fie balansat, că altfel crește.
Deci erau oameni care treceau prin sfide nemaipomenite și pentru a răzbi, pentru că vreau să stea pe drumuri, trebuiau să singuri apăreau toate aceste lucruri. Un lucru pe care vreau să-l menționez, foarte important. Toate aceste cuvinte, devoțiune, curaj, onoare, bunăvoință, toate sunt concepte văzute dintr-un punct de vedere pozitiv. Ne uităm la ele cu jin. Admirație. Admirație. Cât aș vrea și eu. Nu se mai poate. Acum sunt în epoca modernă. Ba se poate. Da. Sunt anacronice considerate. Da, imediat. Dar dacă tu vrei pentru tine, le iei, le realizezi și dispari. Societatea te mănâncă. Dar mănâncă un samurai care are aceste lucruri. Întrebarea care se pune este: cine este acest samurai care e mândru de aceste trăsături? Pentru că dacă ești mândru de acest, adică sunt mai bun, da? De fapt, faci cel mai cazi, cum a căzut în sărmanul Dionis, Eminescu, s-a dus până în sus, până în clipa în care și-a închipui că e Dumnezeu și brr, a căzut. Și aici la fel. Dacă îți închipui, dacă te simți bine pentru că posezi calități de caracter, de fapt nu posezi nicio calitate. Nicio calitate, pentru că eu îți propun asta, propun cititorilor, auditorului să ne gândim împreună la aceste lucruri. Atâta timp cât aceste atribute, aceste caracteristici, trăsături, sunt văzute cu râvnă, cu pozitive, de fapt sunt tentația diavolului. Pentru că un samurai care a mers pe drum, a depășit aspectul de narcisism și solipsism și nu mai este într-o competiție pentru a acumula ceea ce alții văd cu râvnă în el, ci este el. El e așa. El e generos pentru că e generos. Nu dă un sandwich unui om sărac și simte că a făcut un fapt bun. A dat un sandwich pentru că omul era foame și el avea un sandwich. Asta este cea mai dificilă parte din existența umană, de a trece de la solipsism la o persoană care natural se comportă așa. Și asta era sarcina cea mai grea pentru cei care fac zen, pentru cei care fac chai, pentru cei care sunt samurai. Și toți cei care vor să transforme în natural, în normal, ceea ce este văzut cu râvnă de omul ignorant. Da? Asta este, cred că, într-un fel, și în carte se menționează în câteva locuri așa, nu foarte explicit, se menționează acest miracol, dificultatea cea mai mare în Bushido este de a deveni samurai, anulăm restul tot. Nimic, niciun comentariu nu se poate face despre un samurai. Cel care îl face este un ignorant care încă vânează calitățile. Dar calitățile sunt acolo. Înțelegi? Adică le de ai. De fapt, calitățile se identifică cu personajul și el e una cu acele calități, fără să le scoată, să spunem, să facă bravadă de ele în mod ostentativ. Uite, eu am aceste calități. Foarte bine ai pomenit puțin mai devreme. E păcatul acela al mândriei sau al trufiei, exact, în cultura noastră și în creștinism. Da? Nu fac uz de, ci fac pentru că eu m-am identificat cu acele valori. Da. Nici măcar nu se gândesc așa. Da, așa, ei acționează fără să mai gândească. Ei acționează. Da. O pisică se duce și a puiul, îl scoate din apă, îl pune... Dați ceva de mâncare, un lăptic, pentru că mi-am scos puiul. Uite ce act am făcut. Nu vreau, eu scop puiul, aia este. Nu vreau nimic. Nu sunt fericită că era acolo. Am făcut-o pentru că eu așa fac lucrurile.
E, chestia, dacă, de-aia spus, când vezi că lucrurile sunt așa, la un moment dat poți să zici, aoleu, că ce facem? Tot șarmul ignoranței care visează suferi, dispare, pentru că și aici trebuie să fii cu grijă când prezinți lucrurile, pentru că frumusețea nu trebuie ignorată. Frumusețea de a avea astfel de caractere nu trebuie ignorată. Însă caracterele despre care vorbești, dacă sunt adevărat caracterele, nu au nimic de a face cu aceste povești, de aceste tipuri de atitudini față de calitățile lor. Alte lucruri care erau foarte importante, am mai observat niște lucruri, deci totul dispare, dar totul devine normal. Samurai erau normali, ei adevărați erau oameni normali. Politețea. Confucius spunea, politețea și eticheta sunt factori cheie în comportamentul unui samurai, în comportamentul unui om evoluat. Confucius nu făcea pentru samurai, făcea pentru omul de calitate. Și aici apar tot felul de întrebări. Îți dau o topică. Falsitatea, da? Falsitatea e bună? Adică, fals, nu e bun. Falsitatea ca metodă de a evita aroganța de a pretinde că știi. S-o repet. Falsitatea ca metodă de a evita aroganța de a pretinde că știi. Când ești într-un grup de japonezi sau un grup de samurai și știi ceva pe care ei nu știu, ce faci? Dacă ești european? Eu știu. Eu răspund că știu. Domnul, cine ăsta? Tot stai din gură. Nu spun nimic, dar te lasă să spun. Și tu spui, îți dai sufletul pentru ei, vrei să faci un gest frumos, natural, vrei să-l faci, vrei să... crezi că e bine, da? Pentru ei este dezastru. Dezastru. Pentru că simt, se uită la tine și spun, cine e ăsta? Cum poate să pretindă că vrea să-mi spună dacă nu știe? Poate că știe. De-aia vrea să ne spună, pentru că știe. Cine e ăsta care crede că știe? Cine? E un arogant care, imediat, ăla, prostul care este cu curaj, imediat, i s-a părut lui că a învățat, 2 și cu 2 fac 4. Sunt expert în algebră și în trigonometrie diferențială. Nu, nu ești nimeni. Știi că 2 și cu 2 fac 4, ceea ce nu e foarte clar. Deci, pentru ca să eviți acest lucru, cu modestie, taci din gură sau schimbi subiectul, eviți. Să arăți că știi. Arăți că știi. Deci ești fals. Ceea ce a fi fals nu e bine. Deci aici apar acestea. De fapt este, uite, eu acum fac așa un fel de paralelă. Mă gândesc la, nu știu, în spiritualitatea, să zicem, creștin, da, ortodoxă, că un duhovnic care știe foarte, foarte multe, cu smerenie, nu-ți va arăta ție câte știe, da? Poate ca să nu te simți tu într-un fel anume, da? Mă rog, e acolo un soi de, și asta eu aș numi o, un soi de artă a diplomației sau un soi de politețe mai degrabă decât falsitate. Știi, sunt politicos prin faptul că încerc să nu fiu arogant, să vezi, Doamne, să arăt eu, să epatez și să arăt eu cât de multe știu. De altfel, în cultura occidentală există și chestia asta că, nu mai știu ce filozof a spus-o, cu cât știi mai mult, ajungi la concluzia că nu știi nimic. Apropo de asta, crezi că samuraii erau intelectuali sau erau neintelectuali? Oameni simpli? Tendința este de a spune că erau neintelectuali. De ce? Păi mă gândesc că, deși aici este așa un fel de joc,
Mă gândesc că pe de o parte ei de mici au îmbrățișat, uite, mă gândesc arta războiului, ca să fac referire la Lao Tzu, știi? Abilitățile și că îți trebuie să duci la excelență arta războiului, cum e la samurai, îți trebuie ani de zile. Nu te culci și dimineața ești cel mai bun spadasi. Nu merge așa. Știi? Deci îți trebuie mult. Și atunci probabil că ei cu asta se ocupau, pe de o parte. Pe de altă parte, apropo de ce mi-ai spus tu puțin mai devreme, chiar mă gândisem, dar n-am vrut să te întrerup, chiar mă gândisem exact la ceea ce tu mi-ai spus. Caligrafia. Arta caligrafiei e o artă japoneză în esență. Da? Sau chinezească. Cum? Chinezească în esență. Chinezească, dar cu a devenit, spunem, a fost reverberații. Exact. Pentru că asta spuneam, că lucrurile astea le-am văzut și în acest documentar de pe Netflix cu despre Japonia cu epoca samurailor. Dar ei, ca samurai, în codul lor și în viața lor, în activitățile lor zilnice, dincolo de război mai era ceva. Nu cred că se puteau bate războii de dimineața până seara, mâncau, își făceau nevoile, se culcau și iarăși o luau de la capăt. Și probabil că ajungeau în preajma împăratului, ajungeau în preajma curtenilor, ajungeau la anumite consfătuiri și ce tip de întâlnire aveau ei acolo și cumva nu erau niște ignoranți, adică știau ceva, nu știu, până la urmă cred că și arta războiului în sine este o dovadă că ești intelectual și că știi anumite lucruri, cum este cea a caligrafiei sau ce mi-ai menționat-o puțin mai devreme, artă, zona asta de artă. Deci iată că depinde și din ce unghi privim. Sigur că da. La caligrafie e foarte important, nu știu dacă ai practicat puțin, caligrafia, eu tot timpul trec ca și ceremonia aceea, caligrafia, lasă ceremonia aceea, este arta de, e practic, e un satori continuu, o realizare continuă, pentru că cu pensula în mână, care nu mai e pensula, este parte din tine. Da? Corect. Această ondulație în care, deci caracterul, kanji, caracterul în sine, da, face trupul să aibă un dans de greutate pentru a trăsătura care se duce în sus, să fie în sus, cea care vine în jos, să cadă. Deci frumusețea, autenticitatea, tinerețea, înțelepciunea, neliniștea, e reprezentată în acel, toate sentimentele sunt în acel kanji. Și dacă înțelegi, transmiți. Dacă transmiți și există cineva care înțelege, vede. Deci o persoană care înțelege caligrafia se uite și spune, da, asta este. Alte persoane trec și pe care diferența este? Nu știu, nu mă interesează. Deci e posibil oricum. Dar o să spun, de asta le plăcea caligrafia, pentru că erau totul. Nu sunt intelectuali pentru că sunt, că în ciuda faptului că nu contează viața, sunt ființe care respiră și ca atare vor să trăiască, dar când se întâmplă să facă harakiri sau să moară, vor să moară pentru că moartea e continuă. Nu sunt intelectuali pentru că intelectualul luptă contra lor ca esență a rolului lor. Intelectualul șovăie, are dubii, îndoieli. La fiecare lucru pe care îl face, se gândește, e eficient, e bine așa, dar ceilalți, dar, cel mai intelectual din lume moare de foame. Dar vreau să spun, intelectualismul nu e bun. Nu e bun pentru samurai, care trebuie să știe foarte mult, dar partea aia din emoțională a omului mai mult decât partea rațională. Deci cu intelectual am lămurit-o, nu se poate. Altceva, o chestie tare de tot, sinceritatea. Sinceritatea aia, am citit eu, cartea, nu cred că
A fost foarte drăguț autorul. A prezentat-o ca o snoavă, te-a plimbat până la sfârșit. S-a terminat capitolul de sinceritate și nici n-am știut. Nu a apărut evident, nu a apărut dilemele. Și printre dileme, cum există un Spinoza, cine a spus, sinceritatea are trei domenii, poți să vezi. Concordanța între gând și vorbă, concordanța între faptă și vorbă și concordanța între gând și sine. Deci sinele, gândul este deruta sinelui care se exprimă, fapta este rezultatul și vorba este transmiterea, prezentarea faptei, gândului și sinelui într-o formă denaturată de mine, pentru că adevărul din mine e totdeauna greșit. Deci e foarte, e un subiect extraordinar de complicat. Practic nu există sinceritate, dar există tendință de a fi sincer. Și probabil că asta este foarte important. La japonezi, a minți este lașitate. Minciunea este o dezonoare. Însă, între a spune o minciună sau a fi nepoliticos, japonezul va alege totdeauna să fie politicos. Și va spune o minciună. Înțelegi? Deci, până acum ai spus că minciuna nu e bună. Nu zic nimic. În gură, știi? Dar, efectiv, am stat acum 2 luni în Japonia. Sunt japonizat pe toate părțile în sânge. Așa fac. E șarmant și nu pot să-ți explice de ce, dar pun politețea, de exemplu, înaintea sinceritatea. Când le iei pe toate se amestecă, e destul de încurcat. Și cum e asta? De... Minte-mă, dar minte-mă frumos. Băi, românii au cele mai geniale, cele mai geniale proverbe. Minte-mă, dar minte-mă frumos. Băi, excepțional. Deci, poate că românii înțeleg cel mai bine dintre toți pe dilemele samurailor și frumusețea lor și dificultatea de a fi. Deci cam asta mai sunt multe lucruri despre onoare. Onoarea, sentimentul rușinii la japonezi. Rușinea e un lucru pentru mine pentru mine este dificil de a înțelege conceptul de rușine. Persoanele care practică zen lasă, adică motivele. Rușinea există pentru că există ego. Practicarea de zen și samurai practicau zen. Te învață să dizolvi, nu să anulezi, nu să blochezi, nu să distrugi ego-ul. Cine îl distruge? Tot ego-ul sau sinele? Cum e? Dar te ajută să lași să fii într-o stare de observator care nu simte nevoia să intervină. Deci nu ești zombie o secundă. Dacă ești zombie, te duci, te culci. Dar nu e zombie. Dar lași ceea ce este conducător și tot lumea vrea să fie primul, să aibă prioritate în a se exprima sinele. Îl lași să fie observator liniștit și atunci corpul care între timp a învățat își face lucrurile cum trebuie. Deci, în sensul ăsta, n-ar trebui să fie, dar la japonezi rușinea este dominantă. Să nu cumva să te faci, nu vorbesc la meetings, nu sunt adunări, samurai nu vorbeau pentru că le-a rușine să spună ceva, să nu cumva să fie arogant să zică știu eu, sau cine știe ce mai pot să... Cine sunt eu? N-am niciun drept să vin și să intervin aici. Asta ne lipsește stăpânirea de sine. Să nu arăți vreun sentiment pe care îl ai vis-a-vis. Deci,
să nu arăți un sentiment pe care îl ai vis-a-vis să nu îl ai și deci să nu ai ce să arăți. Deci este una să n-ai sentiment, să n-ai rușine, da? Iar alta este să ai rușine și să nu îl arăți, pentru că ai stăpânirea de sine. Nu știu dacă e foarte clar ce înseamnă. Stăpânirea de sine e totdeauna într-o relație socială e binevenită, e necesară, e vitală. Iar totuși, la ei stăpânirea de sine, mi-am notat și eu aici, stăpânirea de sine este un lucru extrem de important, da. Și este împinsă până la limite supraomenești. Da. Deci, onoarea, am spus de rușinea, era chiar de onoare. Onoarea pentru mine... Uite, apropo de onoare, îmi cer scuze, fac o mică paranteză. Apropo de onoare, de sentimentul acesta foarte puternic, pe care îl găsim și în cultura occidentală, să spunem, medievală, în cultura feudală, dar nu atât de pronunțat ca la japonezi. Ai pomenit mai devreme de Harakiri. Da. De altfel este și un film, Harakiri, un film japonez, nu mai știu, prin anii 60 și ceva, spre anii 70. Da. Ce înseamnă filozofia asta a concepției? Că este o tradiție, este un ritual, putem să-l numim, da? Acela de a nu fi dezonorat prin uciderea ta de către, nu știu, un competitor, să-i spunem, un inamic, da? Ai fost prins, da? Presupunem că e mai important decât să fii luat prizonier, ceea ce însemna o rușine și o dezonoare maximă, decât să fii luat prizonier, da? Sau să fii ucis de, da? Tu făceai acest gest de sacrificiu. Chiar în filmul ăsta pe care îl pomeneam eu pe Netflix despre Japonia și epoca samurailor, era o bătălie pierdută, mă rog, și acolo erau tot felul de intrigi, așa cum ai spus tu, și la final mama prințului moștenitor care pierde, care este urmărit de celălalt competitor la tronul Japonii și așa mai departe, dinastii și nu știu ce, ea se sinucide ca femeie, da? Și fiul ei o privește, îți dai seama, cu nostalgie și plânge și așa mai departe, și chiar în momentul în care au intrat ceilalți pe ușă să îi captureze, a luat pumnalul și l-a înfipt în... Frumos. Sunt lucrurile care sunt emoționale. Povești. Povești frumoase. Poți să, da, pui și fetița se culcă sau băiețelul se culcă zâmbind fericit. Da, sunt povești frumoase și avem nevoie. Să nu ne uităm niciodată urât la ele. Avem nevoie de povești frumoase. E un lucru pe care pot să spun așa, nu pot să vorbesc de asta, pentru că nu mai îmi închipui, că pot să spun ce vreau, dar dacă dă cineva mie un cuțit, pasta, câinele lordului l-a pus să mănânce jelatic, câinele a spus, o să fac orice, vorbesc englezește, croșetez, dar de mâncat jelatic nu mănânc. Așa eu pot să spun. Nu o să pot să fac harakiri, ce arată că sunt o ființă josnică. Clar. Dar noi, în ceremonia ceaiului, suntem într-un fel de noroc diabolic. Avem un temăietor școlii, Senno Rikyū, care și-a făcut seppuku, și-a făcut harakiri și mă obsedează, cred că ne obsedează pe toți, de ce l-a făcut. Putea să-l evite, nu l-a evitat. Și totdeauna m-am gândit la acest lucru. De ce și-a făcut harakiri când dacă era zen, trecea prin toate, adică dacă ești într-adevăr decuplat de obiceiuri și de valori, treci prin ele ca peste de până apă. Și asta e tot o poveste.
Dar dacă te gândești că el, toată viața lui, a fost dedicată ceaiului. L-a consolidat, l-a înțeles. A fost un super erou în natura lucrurilor și a reușit să facă ceva n-a putut nimeni să mai facă de atunci. Și vine împăratul Hideo și vine în perioada aia 1600-500 și ceva, vine și spune competiție între ei care e mai bun. Adică împăratul vrea să facă ceai ca Rikyue și Rikyu îi spunea, fă, ești cel mai bun, dar asta se uita în ochii lui Rikyu și vedea că nu e cel mai bun. De care, la aranjat, trebuie să moară. Și împăratul s-a gândit și a zis, nu trebuie să-l fac, ce m-a apucat și pe mine nervii și vreau să-l omor pe ăsta. Trimite-i vorbă că dacă își cere scuze ca să faci, o să îl iert. Și Rikyu a spus, cum să-mi cer scuze? De ce? Ceaiul e viața mea. Eu trăiesc prin asta. Dacă asta mi se ia prin aranjamente, este ca și cum mă lași mort viu. Nu, nici un mort viu. Sunt fericit că trebuie să-mi fac arachiri pentru că eu și cu ceaiul ne ducem mai departe. Înțelegi? Deci e o mentalitate când ești sincer, nu există altă soluție decât să... Dar eu, poate că nu mai avem... De asta întrebare, poate să mai fie Bushido? Poate nu poate să mai existe Bushido, că nu mai avem în timpul de viteza în care vrem totul să facă repede, în care valorile sociale și morale sunt pe fugă, pe aranjamente, nu mai avem timp să construim exact un caracter integru care să permită ușurința și naturalețea cu care alegi să-ți termini viața. Bine, nu ca prostul, nu curajul prostului, dar e firesc să se termine așa. Deci, haraki este un mare lucru și sigur că erau samurai și care o făceau, nu erau samurai, aveau numele, o făceau din mândria, știi cum e, să imite, mor și eu ca prima, tone. Erau tone de samurai care nu erau samurai. Care au dat carne și sânge pentru povești. Așa e. Cam așa este. Deci, în afară de asta, am tone de lucruri de spus, dar nu știu cât timp ai devotamentul ăsta, realitatea. Deontologia lui Bushido spune clar că este loialitatea este una din regulile care trebuie urmate. Da? Deci este un cod de legi. Moise avea codul de legi, Statele Unite au coduri lor etice și morale. Etice și morale. Deci trebuie să le faci. E, dacă, și asta este o altă întrebare și poate cu asta nu mai vreau să mai intru în detaliu ca să nu mă obosesc lumea, este, spui, cuvântul trebuie, este cheie aici. Există un set de legi pe care trebuie să le urmezi. E bine, dacă trebuie să le urmezi, înseamnă că n-ai înțeles că nu sunt legi. Înseamnă că n-ai înțeles că e normalitatea la lucru. Că e normal. Când pui orice, când iei, bău, să nu se vadă că e telefon și discutăm de samurai, dar când ai făcut un gest, dacă gestul ăsta, fără să-ți dai seama, trupul care știe, îl face în proporția economică, energetică, adecvată mediului, îl face cum il faut, îl face bine, da? Dacă trebuie să-ți aduci aminte de cele 7200 de reguli care te duc să-l faci bine, înseamnă că mintea ta trebuie să fie acolo super ciorbă. Nu poți. Trebuie doar să-l faci. În clipa în care îl faci, nu mai trebuie să respecti regulile. Trebuie să-l faci. Deci, ce vreau să spun este că deontologia funcționează pentru oamenii care încearcă să fie. Oamenii care sunt se dizolvă, deontologia se dizolvă
codul de reguli se dizolvă. Ei sunt așa cum sunt. În povestea mea, că și eu am povestea mea, adică în sensul, eu citim despre Bushido, ăsta este samuraiul adevărat, care se uită la tine și nu înțelege ce vrei, pentru că el e așa. Nu, nici nu-i vine să creadă că din afară se poate vedea așa voluptos, așa colorat, așa cu dileme, cu filozofie. Se zice așa un nebunit, abar n-am de unde sunt, de pământ, poate că eu nu sunt de pământul ăla. Deci asta mi se pare, da, că e interesant așa să conclui. Dragilor, am vorbit astăzi despre Bushido, Codul Samurailor, Inazo Nitobe, o carte publicată în portofoliul editurii Herald. Am făcut și istoria samurailor și filozofia lor și tot ce înseamnă partea aceasta de etică, de legi morale, asemănările și deosebirile față de codurile cavalerilor, de exemplu, din Occident. Da, și tot ce am mai pomenit noi aici, corectitudine, curaj, bunăvoință, politețe, autenticitate, sinceritate, onoare, devotament. A fost alături de noi Gabriel Soga Căciulă, maestru în ceremonia ceaiului, în tradiția japoneză Urasekie, căruia îi mulțumim din suflet pentru, aș spune fără să exagerez, această poveste, această incursiune în istoria feudală a Japoniei, în istoria samurailor. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod aici pe canalul Herald. Vă invităm să citiți această carte. Vă recomandăm cu mare drag această carte Bushido. Să aveți o zi frumoasă în continuare. La revedere, numai bine! La revedere și cu plecăciuni pentru oportunitatea de a sta de vorbă cu tine puțin despre Bushido.